questions. Maybe we have some other months for clarification, and with additional information on the last subject you discussed in the session of the candidates and the declarations of the opposition. And we are open to put under the discussion all topics which you want to have more information. Now that from the last meeting which we had here, the session in January, Moldavian government managed to organize and to elect the president. Numai ce s-a terminat ședința cu raportorii Comisiei pentru Monitorizare. Doamna Palihovici, care sunt rezultatele? Ce s-a vorbit acolo? Astfel de ședințe sunt pentru a informa raportorii de Moldova despre ce a fost realizat în ultimele luni, la ultima ședință adunării parlamentare a Consiliului Europei, când am avut ultima întâlnire cu raportorii. Am vorbit despre alegerea președintelui Republicii Moldova, despre agenda de reforme care urmează să fie implementată de către noi și totodată s-a discutat și despre subiectul transnistrean, care sunt progresele pe acest domeniu și despre o posibilă vizită a raportorilor pentru Moldova în Transnistria. Sunteți satisfăcut de aceste discuții care s-au dus azi, că a răsunat, după câte am înțeles, multă critică din partea deputatului Petrenco? Păi de asta și fac discuțiile, pentru a ști părerea și poziția fiecare, pentru a putea argumenta de ce ai o poziție sau alta. Domnul Petrenco are punctul său de vedere, trebuie să prezinte și argumente pentru fiecare din, zicem așa, învinuirile pe care le-a adus astăzi și pe care le-a adus și în țară. Eu consider că a fost o discuție foarte productivă, o discuție care a adus mai multă informație raportorilor pentru Moldova, care îi va ajuta să pregătească un raport cât mai obiectiv despre Republica Moldova.